În martie anul trecut, părinții unei fete de 15 ani din Baia Mare l-au acuzat pe un profesor de la Colegiul de Arte că ar fi atins-o în zone nepotrivite, iar pe rol există un dosar penal. Multă vreme, profesorul și-a ținut cursurile, Comisia de Disciplină a Unității de Învățământ hotărând ca acesta să fie supravegheat. În speță, chiar și avocatul poporului a trimis recomandări despre cum ar trebui gestionată situația. Documentul prevedea că directorul Colegiului de Arte Baia Mare va lua măsuri pentru respectarea prevederilor legale privitoare la prevenirea și sancționarea comportamentelor care încalcă sau favorizează încălcarea normelor de moralitate și conduită pentru asigurarea unui mediu educațional sigur și sănătos. Prin același document se solicita respectarea obligației pentru directorul unității de a convoca și Comisia pentru Prevenirea și Eliminarea Violenței a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și că directorul va supune spre analiză Consiliului de Administrație propunerea de instalare a unui sistem de supraveghere în toate sălile unității de învățământ. De curând însă a fost luată decizia ca profesorul incriminat să nu mai intre la cursuri. Aici odată există o cercetare penală în curs. Am cerut clarificări de la instituțiile care fac această cercetare. Am primit o confirmare și atunci, în baza articolului 209 alineatul 6 din legea educației, persoana respectivă nu intră la cursuri pe perioada cercetării, nu desfășoară activități didactice cu beneficiare primar, cu păstrarea corespunzătoare a drepturilor salariale. Pe de altă parte, profesorul incriminat se declară nevinovat de acuzațiile care îi sunt aduse și a precizat faptul că acele atingeri erau tehnici de respirație pe care elevii trebuie să le adopte la orele de instrument. De altfel, până la finalizarea cercetărilor, dascălul este considerat nevinovat. Există prezumția de nevinovăție și așteptăm să vedem cum va decurge ancheta și vom lua măsuri în continuare. Am încercat să stăm de vorbă cu Ancuța Sabo, directoarea Colegiului de Arte Baia Mare, dar cu toate că și-a exprimat disponibilitatea de a discuta cu noi, atunci când am căutat-o, era implicată în alte activități.